Maria, am 24 de ani, sunt laborantă și vin din Râmnicu-Vâlcea. Am venit la Mireasa, în primul rând, să-mi găsesc jumătatea și pentru o experiență, o experiență unică. Mă uit la Mireasa încă de când eram mică, îmi plăcea și chiar spuneam, Doamne, dacă o să mai fie misiunea, chiar mi-aș dori să particip. Așadar, deja un vis devenit realitate și o experiență de viață. Provocarea de asta, fără telefon, de a putea să relaționezi cu alte persoane noi, să-ți faci un cuplu, să treci de la o viață la alta, practic. Maria spune că provine dintr-o familie unită, având o relație extrem de strânsă, mai ales cu mama ei. Mama este confidentul meu, tata e bărbat, dar în principiu vorbesc cu amândoi. Și cu Maria nu a fost departe de părinții ei niciodată, nu puteam să nu aflăm ce au ei de spus despre participarea ei la emisiune. Părinții mei inițial au luat-o ca pe o glumă, după ce au văzut că de fapt chiar vreau și chiar o să merg în casă. Nu se așteaptă la o eventuală nuntă, nu știu dacă sunt pregătiți, dar Dumnezeu știe. Iar dacă viitorul este ca întotdeauna incert, trecutul e ceva mai clar. Ne referim, bineînțeles, la trecutul ei amoros. Am avut o relație de 6 ani. S-a terminat brusc, nu ne-am mai înțeles. Probabil că de la început fiecare avea alte concepții, fiecare își dorea altceva. Era mai mare ca mine, era cu 12 ani mai mare. Părinții mei nu au acceptat această relație și poate că și influența lor oarecum a determinat să iau decizia de a pune stop. Părinții au avut un cuvânt important în fosta ei relație, dar dacă Maria ar găsi aici un bărbat pe placul ei, situația ar fi alta. Părinții mă susțin. Poate că aici și-au dat seama că chiar nu ne puteam înțelege, dar dacă părinții vor vedea și vor simți cu adevărat că eu sunt fericită și împlinită cu relația respectivă, vor accepta fără doar și poate. Dar oare cum ar trebui să fie bărbatul care i-ar putea fura inima și care i-ar încânta totodată și pe părinții ei? Mama mea își dorește foarte tare un băiat care să-i placă să vină și pe la ea. Mama mea e foarte drăguță și tot timpul vrea să facă câte ceva de mâncare. Nu știu, ar face orice să ne vadă fericiți și probabil că și-ar dori foarte tare să fie un băiat care să-i accepte și să-i iubească și să vină pe la ei. Bun, am aflat ce ar vrea mama ei, dar lăsându-i la o parte pe părinți, oare ce și-ar dori Maria pentru propria ei fericire? Doresc un bărbat puțin mai solid, înalt și cred că ăsta e criteriul cel mai important ca și fizic. Mi-aș dori ca și om să fie sincer și destul de înțelegător. Să fie lângă mine atunci când am nevoie și să aibă o relație destul de apropiată cu mama lui, dar consider că atunci când este o decizie de luat, cel puțin în ceea ce ne privește pe noi doi, să o luăm împreună. Consider că trebuie să fim un întreg. Dar să-i dăm ocazia Mariei să ne vorbească puțin despre personalitatea ei. Sunt o fire nu foarte, foarte vorbăreață, dar cred că deschid gura când trebuie și cum trebuie. Nu foarte geloasă, dar dacă simt că ceva e în neregulă, da, sunt. Sunt poate și peste măsură. Îmi place foarte tare să ies cu prietenii. Îmi place să merg la piscină, îmi place marea foarte tare. Dacă aș putea, m-aș muta la mare. În plus, vă mai spunem că Maria a absolvit Facultatea de Inginerie Alimentară, dar și Școala de Asistente. E independentă, iar dacă nimic nu v-a convins... Cred că cine o să fie lângă mine o să fie tare norocos. Îmi place să îi fiu alături din toate punctele de vedere. Îmi place să fiu lângă el, să-l iubesc, să-l alint și așa că cred și sunt sigură că nu-i va părea rău dacă va fi lângă mine. Și foarte important, vreau să te întreb ceva, pentru că spuneai că ai tăi, crezi tu că sunt pregătiți ca tu să te măriți, dar tu, Maria, ești pregătită? Acum, în momentul ăsta, aș spune că nu. Câți ani ai? 24. 24. Știi cum e cu dragostea asta? Mă, când te lovește,
nu mai vezi în stânga, nu mai vezi în dreapta. Da, exact asta spun. Pe de altă parte, important e să îți găsești pe cineva, un om care să te iubească și pe care să-l iubești, că până la urmă o căsătorie poți să o faci afară, nu? Da, corect. Nu e musai. Da. Da, văd că ai o carieră, văd că ai învățat, ești pe picioarele tale, da? Da. Îți mai lipsește un băiat lângă tine. Asta îmi spun și eu. Am de toate, doar îmi lipsește un băiat. O să-l găsești, sunt convinsă. Dragi băieți, aveți o cină în seara asta. Sper că vă pregătiți, da? Aveți de ales între Maria și Isidora. Vă așezați la masă, discutați. Vedeți pe cine ați vrea voi să cunoașteți mai bine între cele două fete. Cine gătește în seara asta? Mohamed? Nu știu, hai să... Isidora, care e felul tău preferat de mâncare? Zi repede. Orez arabesc. Maria? N-am cu ce să fac. Paste. Paste. Bun, înțeleg că tu ești responsabilul cu... da, ceilalți cu puțină curățenie, da? Să vă văd frumos îmbrăcat. Trebuie să fiți în costum, să nu mă înțelegeți greșit, da? Bun, abia aștept să văd imaginile și să văd ce ați ales, că și asta e.